Bună, ai probleme cu burtica? Un stomac supărat îți poate strica întreaga zi, iar dacă asta se întâmplă destul de des, s-ar putea să ai nevoie de un remediu natural. Ce spui de un ceai din plante? În videoclipul de astăzi vom discuta despre 8 ceaiuri care vă scapă de balonare. Este oare ceaiul de lemn dulce de ajutor? Ce spuneți de menta creață? Oare este bine să beți ceai de fenicul atunci când vă confruntați cu probleme digestive? Vom discuta despre toate acestea și multe altele. Ceai de mentă creață. Menta creață este o plantă cu miros plăcut. O puteți găsi în multe produse precum suplimente pentru sănătate, paste de dinți, cosmetice și chiar ape de gură. Dar ce face menta creață atât de populară? Răspunsul se află în conținutul de vitamine, antioxidanți și nutrienți pe care această plantă minunată le oferă. Menta reduce contracțiile musculare în sistemul tău digestiv. Acest lucru a fost studiat. Oamenilor cu sindrom de colon iritabil le-a fost administrate suplimente care conțin menta și unele medicamente pentru diaree și constipație. Oamenii care au luat suplimente de mentă au experimentat o ameliorare a simptomelor precum durere de stomac, balonare și disconfort. Dar asta nu e tot. Experții au descoperit că menta creață blochează bacteria dăunătoare din intestinele tale, acel tip de bacterie care cauzează toate problemele legate de burtică sau boli induse de alimentație. Minunat, nu-i așa? Ceai de lemn dulce. Lemnul dulce are un gust distinct, dulce și puțin amărui după părerea mea. Această plantă este utilizată pe scară largă în multe medicamente tradiționale datorită proprietăților sale vindecătoare. Are puterea de a calma stomacul supărat. Dacă ești predispus la ulceri de stomac, atunci acesta te-ar putea ajuta. Vei experimenta ameliorarea simptomelor ulcerului de stomac precum greața, durerea, refluxul gastroesofagian și disconfortul. Sună bine, nu-i așa? Poți cumpăra ceai de lemn dulce din farmaciile naturiste sau supermarketuri. Este adesea găsit în amestec cu alte plante. Asigură-te că nu depășești cantitatea zilnic recomandată. Lemnul dulce poate fi periculos dacă este luat în cantități mari. Ideal ar fi să bezi doar o cană pe zi. Ceai de fenicul. Semințele de fenicul sunt folosite în India pentru reîmprospătarea gurii după masă, dar acestea nu sunt bune doar la asta, ci oferă și alte beneficii mult mai superioare. Feniculul este un ajutor minunat pentru reducerea constipației, gazelor, durerilor de stomac și diareei. Ba chiar ajută și la reducerea senzației de greață. Suplimentele de fenicul s-au dovedit utile și la stoparea creșterii bacteriei E. coli. Ceai de mușețel. Florile de mușețel sunt atât de frumoase, iar ceaiul făcut din acestea este ușor și liniștitor. Persoanelor cu probleme de anxietate li se recomandă adesea să bea acest ceai. Mușețelul este minunat pentru sistemul digestiv. Îți relaxează mușchii și țesuturile, oferind alinare de la dureri și balonare. Te ajută enorm dacă ai indigestie, grețuri, vomă sau chiar diaree. Hei, ai rău de mișcare când călătorești? Știai că ceaiul de mușețel ajută la combaterea acestor simptome? Ceai negru. Ești un iubitor de cafea? Ei bine, ar trebui să încerci și ceaiul negru. Este plin de beneficii uimitoare, în special pentru sistemul tău digestiv. Calmează stomacul și este foarte eficient pentru tratarea diareei. Aveți grijă la cantitate. Nu consumați mai mult de una-două căm pe zi. Excesul de cafeină prezent în ceaiul negru îți poate deranja stomacul și mai rău. Ceai de ghimbir. Fierbe rădăcina de ghimbir și bea acest ceai pentru a avea un sistem digestiv sănătos. Pe cât de ușor este de făcut, pe atât de eficient este pentru tratarea grețurilor, vărsăturilor și diareei. Ghimbirul poate calma crampele și indigestia. În cazul în care suferi de dezechilibre intestinale, poți încerca ceaiul de ghimbir, deoarece reglează mișcările intestinale. Ceai verde. Ceaiul verde este super popular dintr-un motiv bun. Oferă o mulțime de beneficii uimitoare pentru sănătate. Ajută la calmarea și detoxifierea corpului, calmează sistemul digestiv și te scapă de balonare. Este și un remediu excelent pentru infecții și diaree. Ceaiul verde are capacitatea de a trata durerea de stomac, greața și balonare. Ceai de busuioc sfânt sau tulsi? Busuiocul sfânt este cunoscut sub denumirea de tulsi. Această plantă vindecătoare este venerată în India datorită beneficiilor sale pentru sănătate.
Acest ceai poate stimula sistemul imunitar și calma stomacul supărat. S-au făcut o mulțime de studii asupra beneficiilor sale. S-a raportat că această plantă îți poate proteja stomacul de ulcer. Ulcerul de stomac îți poate da multe simptome neplăcute precum creață, arsuri și dureri stomacale. Ceaiurile sunt foarte bune pentru a scăpa de problemele digestive, dar ar trebui să consumați o dietă alcalină care vă poate menține sistemul digestiv sănătos.